dacă s-a tot depus în timp straturi de ceapă deasupra, pe cuvă, volumul de apă a scăzut și nu se mai putea face recirculare, nu? Pentru că ea recirculă apa. De-a lungul timpului au mai fost făcute lucrări de întreținere a cuvei fântânei cinetice, însă niciodată nu a suferit intervenții ample, care să asigure o bună funcționare a acesteia. Era într-adevăr o intervenție absolut necesară și datorită faptului că sub toată această cuvă există camera mecanică, unde sunt puse toate utilajele care angrenează brațele fântânei și centrul fântânei și în plus de asta există instalația de automatizare care controlează efectiv funcționarea automată a fântânii. Era un mare pericol de a pătrunde apă peste ele și de a se distruge. Lucrările ce se execută acum nu vor afecta înfățișarea fântânii, ci doar vor îmbunătăți funcționarea acesteia și totodată îi vor prelungi perioada de funcționare. O să fie cu beton amprentat, care oricum are o durabilitate și un termen de viață mai lung, mult mai lung decât ce s-a folosit până acum. O să iese o lucrare, zic eu, de foarte bună calitate. S-a acumulat apă sub ea, era riscul să ducă în căminul tehnic, a scăzut și volumul de apă necesar pentru recirculare. Îi facem o reparație capitală cuvei. Eu sper ca la cel târziu 15 aprilie să fie gata, să putem oferi această plăcere severinenilor să se plimbe aici. Știți foarte bine că este foarte plăcut la fântâna cinetică. O vom da în funcțiune, reabilitate cu cuvă cu tot în această primăvară. Fântâna cinetică sau Hora de la Bălăcița, lucrarea sculptorului Constantin Lucaci, a fost construită în anul 1979, în fața Palatului Cultural Teodor Costescu și reprezintă o îndrăsneață combinație de apă, lumini, mișcare și inox. În perioada 2007-2009, fântâna a fost reabilitată împreună cu zona de recreare din jurul ei, devenind astfel principalul loc de promenadă al severinenilor, mai ales în zilele călduroase de vară.